suflezi. Bine ați venit la vlog, domne. Am venit aici să mâncăm grecește, că dacă pașaportul nu e gata și nu putem să ajungem în Grecia, măcar să mâncăm grecește. Bine ați venit la vlog. Ne aflăm într-un restaurant grecesc și avem muzică, de care e asta? De la Halit. Dar avem mâncare, domnule. Avem mâncare grecească, avem și souvlaki, avem tot ce ne trebuie. Oh, în sfârșit liniște. Căpiat. Domnule, deci ne-a căpiat restaurantul ăsta. Restaurant grecesc cu muzică, de zici că eram în Bronx. Exact. Am primit niște vești bune astăzi, din fericire, din partea comunității, mai precis. Putem, domnule, să călătorim cu buletinul cumva. Așa că până la urmă o să punem cap la cap ce voiam să facem. Uite-l pe băiatul ăsta, ce cârciumă mică are aici. Dar ce face el acolo? Italian pasta, dragă. Care să ne ducă pe noi cu gândul la unde vrei să mergem, nu? Da, stai așa, că nu știu dacă o filmez. Filmez, domnule, filmez. Aie, și am primit veștile astea bune și ne bucurăm pentru că, mă, cel puțin prin Europa, prin UE, putem să mergem liniștiți. Oricum nu era planul nostru mai departe de acolo, adică ar fost o singură locație. Și vrut un pic așa în America de Sud, în da, da. Thailanda. Da, da. Ia uite, dragă, dar de ce n-am venit noi aici la ăștia? Că uite, văd că mai sunt deschiși și nu am mai fost pe aici, dacă vă amintiți. Am trăit cu ideea că nu sunt, dar bine că știm că mâine, dacă știm că sunt, da, putem oricând să venim la Jinbing ceva. Jiangbing, ceva genul ăsta. De-am zis noi cu șaorma de porc. Jiangbing, da. Jiangbing, pe aici pe undeva trebuie să fie. Și am mâncat noi aici. Mă rog, hai că am rezolvat cu masa, ne bucurăm de vești, vă mulțumim mult de tot celor din comunitate care ne-ați dat veștile astea bune, am verificat și într-adevăr se poate, mai rămâne să ne asigurăm că avem documentul înregistrat la băștia, la HMRC. HMRC, la băi, la alți, mă, la home office. Eu la... n-am decât HMRC în cap, că este sfârșitul lunii și pe la sfârșitul lunii te bântuie HMRC-ul, domnule. Și începe stresul la tine. Începe. Numai că de data asta fiind în delegație, cum faci? Stresul vine mai târziu un pic, vine, nu? Vine de două ori mai tare după ce mă întorc din delegație. Cum a fost la curs? Super, bă. Ne faci așa un... Am diplomă, certificat de leader, domne. Sunt un leader. Dragi tovară și prete. Îmi place mult în Londra. Ce nu-mi plac sunt prețurile. Da, am fost la masă, am luat trei feluri de mâncare, am dat 50 ceva de lire. Bă, la noi pe țară, la țară, acolo. Și am mâncat așa, adică, ce să vă zic, am dat banii ăia pentru ceva ce eu consider că la noi, cred că 20 de lire. Ne ieșeam da, 20 da, de lire. Da, da, cam 20 de lire atâta cu asta, da. Deci se vede clar, doamne, standardul de viață, da, de înaltă calitate. Din nou, ne place, ca locație, ne place, nu avem ce să zic. Zona asta îmi place foarte mult și mai ales așa că e, acum e ziua lungă și avem de dimineață până în seară lumină. Faptul că ne ieșim să ne plimbăm așa e perfect. Dacă aș găsi, nu știu, așa random, un Primark, un magazin un de pantofi, H&M, un H&M, pentru că vreau să vă spun despre pantofii pe care i-am cumpărat, nu-i așa? Da. Da. Ăștia nu sunt pantofii pe care tocmai i-am cumpărat, că i-am cumpărat cândva și pe ăștia. Da, o să mă limitez la 8 de acum încolo, da. Maximum de toculeț va fi, nu, va fi 8, nu mă mai duc după 10. Stai un pic. Dom'le, ce e la Amazon Salon? Tu observi că e sigla de la Amazon și e salon, cred că e se vând cosmetici aici. E salon de frumusețare ăsta. Și chestie, foarte tare. Așa, revenim. Deci care e problema? Nu poți să mergi mai mult decât de 300 de metri, Doamne, sunt foarte frumoși pentru poze și când stai, așa... Înțelegi? Când stai așa, nu se întâmplă nimic, totul e bine. Când mergi însă, știi care e treaba? În momentul când mergi, ca asta vorbeam astăzi și cu colega mea, mă întreba cum te simți? Zic, dar cum nu mă simt? Dom'le, când mergi pe tocuri, eu îmi imaginez o femeie care merge pe tocuri cu foarte mult confidence, chiar dacă tocul e mai mic. Ca asta așa, nu? Mă, ce drăguț ești, măi, drăguțul meu. Da, deci să fie un mers foarte confident, așa. În momentul în care tocul tău este prea mare și tu te simți instabilă, gândul tău nu mai e la ce sexy și confident sunt ce să nu card ca o sarma, da, că mă rostogolesc aici de nu mă văd să ce dracu tot confidence. Ideea e că atunci când ajungi acolo, înseamnă că tocul nu e potrivit pentru tine și deja nu mai ești în, ok, I'm the Wonder Woman. Ești în situația în care I'm wobbling. Dar ca la podul e bun?
Calapodul e bun, tocul este, în sensul calapodul, dacă ar fi tocul mai mic, ar fi perfect. Ei sunt foarte comozi pentru cineva care nu are exercițiu, dar căruia piciorul îi se potrivește pe un astfel de toc foarte înalt. Mie că... nu mi se potrivește și vreau să spun că nici ca mers și nici ca felul în care mă simt, da? Mi se potrivește atât. Ah. Ăsta, de exemplu, ăsta, da. Și dumneci. Aș putea să merg pe genul ăsta de toc 1000 de ani și mă și simt bine. Când pășesc, pășesc în siguranță, știi? E, pe aia nu pășeam în siguranță. Stai să când coboram scările. Păi, fai, domne! Asta e Marks & Spencer, dar un fel de restaurant. E Marks & Spencer Food to Go, îi spun ei, dar poți să mănânci și înăuntru. Foarte interesant. Coffee to Go. Aici întotdeauna găsim tot felul de lucruri. Și de to-go-uri, da. Vezi, pe de altă frumos. Parte, oricât m-aș plânge eu, măreția asta pe care are Londra, zoom-zetul ăsta, îmi place. Place, nu pot să zic că e ceva ce-mi displace. E... Dar nu, așa, să vin un pic, câteva ore și pe aia să plec în liniște. Am tot zis asta noi mereu. Când suntem aici în Londra, noi știți că noi nu avem plan și noi nu facem travel și hai să descoperim, decât dacă mă apucă pe mine și încep cu live-ul, știți voi. Plecăm de nebun pe străzi. Așa că vlogurile astea vor fi un pic hectice, dar ca de obicei suntem noi acolo unde suntem și facem ceea ce avem noi de făcut. Iar dacă încape și vlogul, e perfect. Ieri am mulțumit membrilor și astăzi au mai venit câțiva membri. Bine ați venit în comunitatea noastră. Ne bucurăm de susținerea voastră și v-am mai zis noi. Noi nu prea umblăm cu membrii așa ca și cum ați fi un trofeu. Haide bai, uite ce da membri, au cine e membru. Pentru dedicații și de-astea cu manele, știți, se merge frumos la cârciumă, se aruncă cu banul la lăutar. La noi nu se aruncă cu banii la lăutar, că na. Noi nu știm să cântăm. Zi, domne, știu ceva, că te văd așa concentrată. Ai dreptate. Atât? Eu mă uit împrejur, îmi place să observ, vezi și clădiri mari aici, unde te plimbi prin Sheffield, printre clădirile astea așa. Avem întreagă și noi în Sheffield clădiri mari. Eu sunt ca oamenii a venit, știi cum era neamorim miliardar, venit la oraș, da, așa da. Sunt eu acum, păi buică! Da, uite-le, domnule, ce mari sunt! Îți imaginezi că sunt oameni care vor să-și facă un fel de case din așa ceva și să trăiască în ele? Da, îmi imaginez. Eu nu-mi imaginez să trăiesc într-un autobuz. Să se plimbe cu ele în toată lumea. Da. Bine, după ce își cheltuiesc banii pe aia și face case din asta, nu cred că mai au. Cred că intră în faliment direct, dar e ok. Din fericire, spun eu, aici în UK nu ai voie să trăiești așa cum vrei tu. Îți pui caravana unde vrei tu și acolo stai. Flandura. Nu poți. E obligatoriu. Mai cred că e verde, da, e verde. E obligatoriu să ai condiții acolo unde acostezi. Prin condiții înțelegându-se, curent electric, canalizare, apă, tot. WC-ul în curte? Nu, WC-ul în casă, tocmai, nu în curte. Aleo, trece miliția, domnule! Ce mă speri? Băi, deci... Nu sunt obișnuită, mă simt ca la Bălăceanca, vreau înapoi la mine Sheffield, la liniște. Ideea e că noi ne speriem și oamenii ăștia pe lângă noi se uită la noi ca la niște ciudați, dar ei nu înțeleg că noi că nu... m-am dezobișnuit. Da, nu suntem în filmul ăsta. Sheffield ăla l-ați văzut cum treci o mașină la 5 ani, totul e liniște, așa, și aici e o vânzoleală totală care mă amețește cumva, noroc că-s mâncat acum, că și să fi fost nemâncată, fai domne ce e așa. În primul rând mă simt foarte pierdut, așa, nu știu ce să fac, vin mulți oameni spre mine, nu știu dacă observați. Aoleu. De ce zici, când coborai tu la metrou, după ce alergai după de câini, după 2-5-3, da? Coborai la metrou, când coborați voi pe trepte la Costin Georgian acolo, tot bulucul de oameni dimineața, ce nu era la fel? Toată lumea era așa la costum? Eram și o tână, da. Pantelimon numai așa se umbla la costum. Când eram și o tânără, eram tânără și aveam altfel răbdare, altfel eram construită, pregătită pentru viață. Acum... Ia uzi, maneaua! Iarăși, doi țărani la capitală, știți regula, în care noi mergem. Mie îmi place! Știu! Pentru mine e o continuă descoperire. N-ai cum să te plictisești de Londra, acum n-ai cum să te plictisești de Paris, alte capitale. București? Sau alte... Haide, fii dragă patriotă, zi aici de frumos! De ce tu? De... Că dacă mă și în București, sunt o grămadă de zone în care n-am fost. O grămadă! Da. Uite, vezi, e cultura asta în care după serviciu toată lumea iese, se așează pe locurile astea pe aici. Și bea? Și se bea șprițelul ăla, aperol, nu știu cum, da. Da. Dar vezi, e o cultura asta. E cel puțin pe unde sunt puburi. Hai de mine, păi sunt niște aglomerații incredibile. Și bă, și ce-mi place este că 80% din populația de acolo e așa cum îmi place mie îmbrăcat, adică Doamne, la costum. Și e plin de restaurante, deci atâtea opțiuni de mâncat. Pe acolo trebuie să mergem, apropo, că tot ne-am uitat. Hai să traversăm, că e verde.
Ia uitați-o cum alergă doamna Muraru pe tocuri. Pe astea alerg fără probleme. Dacă n-am văzut la magazinașe din astea așa, peste tot pe unde se prinde oportunitatea, e câte o adunătură din asta de băieți care, și fete, desigur, care sunt la o băută. Ia uitați și aici. Vezi că nu stă nimeni în pavuri acum. Ia uitați așa aglomerație aici. Toată lumea e cu pinturi, cu bericica, cu toate cele. Cei mai mulți să știți că pe aici lucrează în domeniul acesta, al serviciilor, chiar și în domeniul financiar. Și asta e ce fac ei după serviciu. Da, am plecat acasă, domnule, sunt oameni de casă, oameni serioși care dorm, că trebuie să se joace cu numere. Stau așa la băută, că da. Lumea-i satură, Dumnezeu. Hai să vedem cum ne strecurăm, pe aici. Tot felul de pub-uri, de restaurante. Hai să facem așa, mergem spre camera de hotel, iar mâine vă promitem că vă arătăm în detaliu camera. Nu, hai să reformulăm. Mâine, dacă nu uităm, încercăm să vă arătăm în detaliu camera, pentru că este o cameră destul de interesantă, modernă și chiar tehnologizată, am putea spune. Este o cameră smart. Futuristă, da, smart, bine zis. Futuristă, da. Bun, ne vedem mâine. Pe curând, pa! Pa!